Școlile și grădinițele din oraș nu vor primi mai mulți bani decât anul trecut. După dezbaterea publică pe care primarul a avut-o recent cu șefii centrelor bugetare, s-a ajuns la concluzia că unitățile de învățământ trebuie să se descurce cu un buget de subzistență, adică banii vor fi doar pentru utilități, mici reparații și consumabile și se vor aloca în funcție de numărul de elevi sau preșcolari. Directorii instituțiilor de învățământ din oraș vor fi nevoiți să se descurce cu bani puțini, să nu-și pună mari speranțe că vor face transformări în unitățile pe care le conduc. Bugetul este un buget de subzistență și va trebui gestionat ca atare. În primul rând, bugetul de anul acesta este mult mai strâns, să spun așa, și am cerut tuturor să facă tot posibilul ca anul acesta să se concentreze să plătească salariile și să plătească utilitățile. În rest, putem vorbi de un buget de subzistență și nu avem în vedere realizarea unor mari investiții, ci doar igienizări, și am cerut directorilor de școli să aibă în vedere faptul că patronează și grădinițe și că trebuie să privească cu aceiași ochi atât clădirile în care învață copii de școală, cât și clădirile în care sunt copii de grădiniță. La dezbaterea publică au participat toți șefii centrelor bugetare din oraș. Aceștia au înțeles că bugetul local a ajuns la fundul sacului și s-au mulțumit cu faptul că vor primi măcar aceleași fonduri ca anul trecut. În principiu nu este bine. Fiecare dintre noi ne-am dori să avem bani cât mai mulți, fiindcă dacă știm să-i gospodărim bine, banii ar fi până la urmă în folosul elevilor școlii, al personalului și nu în ultimul rând ai comunității. Dar înțelegem situația care există la ora aceasta la nivelul municipiului, faptul că sumele care vor veni la buget din taxe, impozite, din impozitul pe venituri și așa mai departe sunt într-o scădere drastică față de anul trecut și până la urmă considerăm că faptul că sumele sunt la nivelul celor de anul trecut practic este un câștig pentru școli. Pentru salariile profesorilor s-au alocat 5% în plus față de anul trecut. Dacă guvernanții se vor ține de promisiune și vor mări veniturile cadrelor didactice, acești bani vor ajunge în buzunarele profesorilor.